Pe vremuri primăria municipiului Brăila avea acest serviciu care se ocupa de divertisment. În perioada domnului primar Constantin Cibu, acest serviciu a fost desființat ulterior, iar apoi în mandatul domnului Simionescu, piața din structura primăriei a devenit societate comercială ca urmare a faptului că schema de personal a primăriei municipiului Brăila trebuie să fie direct proporțională cu numărul locuitorilor din municipiul Brăila. În concluzie, în momentul de față, nu am avea suficiente posturi vacante la primăria municipiului Brăila care să permită înființarea unui nou serviciu. Dar o direcție, adică ceva care și o direcție, un serviciu, un compartiment sau un birou, cum vrem să-i spunem, presupune niște posturi. La primăria municipiului Brăila nu vom avea aceste posturi vacante, astfel încât să înființăm o nouă direcție. Și bănuiesc că nu se pune problema să fie o societate comercială pentru că nu ar fi profitabilă. Da. Știm cu toții că societățile comerciale nu au performat în județul Brăila. Așa avem exemplu de la Consiliul Județean și n-aș vrea să repetăm la primărie. Mai mult decât atât, acea societate comercială care să gestioneze activitatea de divertisment nu va produce niciodată venituri, deoarece ați văzut și la Parcul Monument, noi am scos acea taxă, am preluat Parcul Orășelul Copiilor de la piață. Acum o să vedeți că noi am unificat cu o sumă destul de importantă investițiile pentru a demara anul acesta procedura de amenajare a Orășelului Copiilor, inclusiv cu Parcul de Skate, și în luna noiembrie va fi scos la licitație proiectul, prima fază de proiectare, urmând ca anul viitor să scoatem la licitație și execuția, după ce vom aproba în Consiliul Local, să spunem așa, indicatorii tehnico-economici. Iar eu nu vreau să ajungem în situația în care să taxăm intrarea în parculețul copilor, niciodată. Intrarea va fi în continuare liberă. Iar înființarea acestui serviciu va conduce la creșterea cheltuielilor primăriei municipiului Brăila la moment de față. Ar trebui să avem alte posturi, alți angajați, iar eu nu văd o prioritate din creșterea numărului personalului.